Rata anuală a inflației și-a continuat trendul descendent, atingând nivelul de 3,67% în luna august față de 4,41% în luna precedentă, datorită scăderii prețurilor volatile, în principal cele ale produselor alimentare și pe fondul persistenței deficitului de cerere agregată. Rata anuală a inflației de bază Core 2 ajustată a coborât la nivelul de 2,24% în luna august 2013. Această tendință, în linie cu prognozele băncii centrale, conform celui mai recent raport asupra inflației, întărește perspectiva favorabilă a plasării ratei anuale sub ținta de 2,5% în perioada următoare. Reluarea procesului de dezinflație a permis angajarea unui nou ciclu de relaxare a politicii monetare începând cu iulie anul curent, în condițiile unei ancorări eficace a anticipațiilor inflaționiste și ale monitorizării atente a evoluțiilor mediului intern și internațional. Scăderea ratei dobânzii de politică monetară a fost preluată recent de ratele dobânzilor interbancare și randamentele titlurilor de stat, ceea ce evidențiază consolidarea transmisiei politicii monetare. Impactul asupra ratelor dobânzilor la împrumuturile noi în monedă națională, acordate companiilor și populației, este receptat cu un anumit decalaj în timp, fiind deocamdată moderat. Actualizarea proiecției pe termen scurt, realizată prin incorporarea celor mai recente informații macroeconomice, reconfirmă accentuarea dezinflației până în prima parte a anului 2014, ca urmare a influenței favorabile tranzitorii datorate reducerii TVA la pâine și alte produse de panificație și, respectiv, recoltei agricole bune din acest an. În același timp, o serie de factori atenuează această perspectivă, și anume accelerarea procesului de dezintermediere transfrontalieră din sistemul bancar și volatilitatea apetitului pentru risc al investitorilor ca urmare a evoluțiilor pe plan mondial. În acest context, Consiliul de Administrație al Băncii Naționale a României a hotărât reducerea ratei dobânzii de politică monetară la nivelul de 4,25% pe an, de la 4,5%. Începând cu 1 octombrie 2013, rata dobânzii aferentă facilității de creditare, Lombard, va coborî la nivelul de 7,25% pe an, de la 7,5%, iar rata dobânzii pentru facilitatea de depozit va fi de 1,25% pe an. Consiliul de Administrație a decis totodată continuarea gestionării adecvate a lichidității din sistemul bancar și menținerea nivelurilor actuale ale ratelor rezervelor minime obligatorii aplicabile pasivelor în lei și în valută ale instituțiilor de credit. Continuarea procesului de ajustare a condițiilor monetare are în vedere menținerea pe termen mediu a stabilității prețurilor, corespunzător țintei staționare a Băncii Naționale de 2,5%, precum și consolidarea premizelor pentru redresarea sustenabilă a creditării sectorului privat, refacerea încrederii și realizarea unei creșteri economice de durată. Activitatea economică din România, în pofida unei ameliorări a perspectivelor sale, a consemnat evoluții diferite în structură. Exporturile nete, principala sursă de relansare economică, s-au reflectat în continuare pozitiv asupra producției industriei prelucrătoare și a contului curent, compensând impactul nefavorabil exercitat de redresarea lentă a consumului final,
și a investițiilor asupra ritmului de creștere anuală a PIB-ului. Dinamica anuală reală a împrumuturilor acordate sectorului privat rămâne în teritoriu negativ. Instituțiile de credit au însă în continuare un câmp semnificativ de acțiune pentru reducerea ratelor de dobândă la împrumuturile acordate sectorului real cu respectarea normelor de prudențialitate. Ieftinirea împrumuturilor în monedă națională este de natură să sprijine și să consolideze creșterea sustenabilă a economiei românești. Conduita echilibrată a politicii monetare, coroborată cu un mix adecvat al celorlalte politici macroeconomice și cu nou acord preventiv de finanțare externă, încheiat cu instituțiile internaționale, va contribui la consolidarea stabilității economiei românești și întărirea rezistenței acesteia față de șocuri externe. Banca Națională a României reafirmă că va monitoriza atent evoluțiile interne și ale mediului economic internațional, astfel încât, prin calibrarea corespunzătoare a conduitei politice monetare și utilizarea corespunzătoare a instrumentelor de care dispune, să asigure stabilitatea prețurilor pe termen mediu și stabilitatea financiară. Conform calendarului anunțat, următoarea ședință a Consiliului de Administrație dedicată politicii monetare va avea loc în data de 5 noiembrie 2013, când va fi analizat un nou raport trimestrial asupra inflației. Vă mulțumesc că m-ați ascultat. Răspund la două întrebări, strict pe tema pe care avem în discuție. Bună ziua, Elena Crăciun, Televiziunea Română. Domnule guvernator, ați accentuat cuvântul reducere când vorbeați acum de ieftinirea creditelor. M-am uitat pe cifre înainte să vin. Am văzut că, deși ați redus dobânda de politică monetară în ultimele trei luni, în ultimele trei ședințe cu 1%, creditele, dobânda medie la credite s-a redus cu doar 0,21%, iar la depozite cu 0,5%. Da. Considerați o ieftinire suficientă sau? Nu, este insuficientă. Și această problemă este prinsă în comunicat. Pe de o parte am spus că transmiterea sau maniera în care politica monetară se răsfrânge asupra politicii de împrumut practicată de băncile comerciale s-a reflectat cu întârziere și moderat. Este o frază pe care am ținut să o cuprindem în raport. Și cu întârziere și moderat comparativ cu transmisia mult mai rapidă către piața interbancară și către dobânzile sau ratele de dobândă la titlurile de stat. Iar pe de altă parte, tot în acest comunicat, am subliniat faptul că din acest punct de vedere, faptul că transmisia s-a petrecut cu întârziere și în același timp, privind și în perspectivă, băncile comerciale au un câmp mare de acțiune pentru a reduce în continuare, a ieftini creditul în monedă națională. Deci consider că reducerea nivelului dobânzilor la creditele în monedă națională este categoric insuficientă. Și nu reflectă nici politica monetară și nici condițiile de pe piață. De exemplu, pe piața monetară, acolo de unde băncile își alimentează cu lichiditate nevoile, dobânzile sunt 5-6 ori mai mici decât dobânzile la credite. Nu văd nicio justificare din punct de vedere economic. Au justificare lor legate de încredere, de calitatea clienților, de riscurile pe care le percep, de faptul că, uitați și această discuție, clauzele abuzive determină o stare de incertitudine, de neîncredere în acordare în noi credite. Dar nu au motive, să spun, economice și financiare pentru a nu reduce mai puternic
dobânzile la împrumuturile lei. Mai îmi permiteți o întrebare oarecum proaspătă din realitatea de zilele acestea legată de aur, dacă mai nu, sunteți? Nu, este în afara temei. Următoare. Okay. În ceea ce privește modul în care bancherii vor gestiona politica dobânzilor în perioada următoare, sunteți optimist? Vor reduce, vor reduce da. Dobânzile? Da. Formularea mea, așa mai neaoșă, este că n-au încotro. Ce o să facă cu atâția bani? Și spuneați că... Vin la facilitatea de depozit a Băncii Naționale, aceasta a ajuns din nou la 1,25%, se va face și mai, se va reduce și mai mult perioada următoare. Deci, chiar din punctul lor de vedere, ceea ce am sugerat de fiecare dată și sugerez și acum este că în interesul băncilor comerciale este să ieftinească semnificativ costul creditării în lei. Deci cuvântul nici nu este tare. Semnificativ. Este în interesul lor. Dacă îmi permiteți, e tot legat de temă. Vreau să vă întreb dacă această transmisie greoaie, așa cum spuneți dumneavoastră, a reducerilor de dobândă de politică monetară, moderată, vă va împiedica din a merge mai departe în relaxarea politicii monetare? Nu ne va împiedica. Suntem însă atenți. Suntem atenți ca când dozăm măsurile să transmitem semnalele necesare și să nu stimulăm băncile să reducă dobânzile la depozite. Acolo, părerea noastră este că au un câmp extrem de limitat să mai reducă. Eu cred că multe au și depășit măsura. Și acesta este motivul pentru care nu ați recurs Acesta este motivul, dacă întrebarea se referă la ceea ce bănuiesc eu. Dacă, de ce nu am redus cu 0,5%? Exact. Da, e motivul principal. Mulțumesc. Bună ziua, Tiberiu Vulciu, ProTV. Ați amintit mai devreme discuțiile care există acum și incertitudinile privind clauzele abuzive. Nu, este în afara, acesta, în afara temei. În momentul acesta, dobânzile la persoanele fizice sunt cu 30-40% mai mari decât la persoanele juridice. Vă așteptați ca intrarea în vigoare acestuia să mărească decalajul dintre dobânzile la creditele în lei, creditele noi în lei, între persoanele fizice și juridice? Mulțumesc. Aici e chestiune de riscuri, cum percep băncile riscuri. Nu am un răspuns clar. De la bancă la bancă, dar categoric ele se vor apropia. Sergiu Voicu de la Digi24, este o chestiune neclară cu această prevedere de la clauzele abuzive, dacă aceste prevederi se aplică și pentru creditele în sold sau doar cele care se vor acorda de acum încolo? În afara temei. Pe care o abordăm. Vă mulțumesc mult!